Open Air Blues Festival Brezoi Vâlcea 2017. Eu sunt Richard și mă aflu alături de Radu Cârlan de la Ride On Band. Și prima mea întrebare este: când ai văzut filmul Woodstock prima dată? Oh, sunt mulți ani de atunci. Mulți, mulți. Să tot fie vreo 25 de ani, cam așa. Deci asta e de mult. Chiar nu mai amintesc anul exact. 25 socotin de acum. E mult. Și cum te-a impresionat? De ce te-a impresionat? M-a impresionat pentru sinceritatea mesajului, sinceritatea artiștilor, a publicului. Totul era adevărat acolo. O, cel puțin așa părea. Da. Nu știu dacă se va mai putea întâmpla un fenomen ca ăla, exact ca ăla. S-a mai încercat, dar nu cred că... S-au schimbat multe de atunci, s-au schimbat multe. Și în viziunea artiștilor și a publicului și a presei. Și am citit pe net că Ride On Band este din 96, e adevărat? Da, este adevărat, da. Trupa există din 1996, cred că sfârșitul 95, începutul 96, cam pe acolo. Trupa am făcut-o în Câmpul Lung, în Bucovina, împreună cu un prieten care a murit, cu Miroslav Giubinski. Condoleanțe. Mulțumesc, da. S-a stins, dar am dus mai departe Ride On-ul. De fapt, numele asta și spune. E trupa care merge mai departe. S-au schimbat foarte multe componențe de atunci. Am rămas din componența de la început doar eu și Codrin Buliga, celălalt chitarist, care face și el și voce. Și am schimbat mulți basiști, mulți toboșari, că așa sunt, se desfășoară lucrurile. Unii au plecat prin străinătate, alții s-au lăsat de muzică. Asta e. Dar oricum, cu siguranță Ride On nu va dispărea. Nu va dispărea nici după ce voi dispărea, eu sper. Și ce înseamnă Ride On pentru tine? Ride On? Ride On este un proiect, de fapt este proiectul muzical al vieții mele și eu nu concep viața mea fără muzică, așa că, până la urmă, e viața mea. Ride On. Ride On Band e parte foarte importantă din viața mea. Nu mă văd făcând, renunțând la muzică, deci nu mă văd renunțând la Ride On Band. Asta este... Ce părere ai de faptul că se organizează prima ediție a acestui festival de blues la Brezoi, în Vâlcea? Se pare o inițiativă extraordinară, extraordinară. Cu siguranță eforturile au fost foarte mari din partea organizatorilor, dar cred că și rezultatele vor fi pe măsură. Și sunt puține locuri unde se organizează festivaluri de anvergura acestuia, cu foarte mulți artiști importanți. Locația este absolut superbă. E excelent ales locul pentru un festival de genul ăsta. Unul din cele mai potrivite, dacă nu cel mai potrivit loc de desfășurare a unui astfel de festival. Și suntem foarte bucuroși că putem să cântăm aici. Suntem foarte încântați de asta. Un festival foarte important din zona voastră a țării este festivalul Blues Confusion. De câte ori ați fost? De câte ori ați participat acolo? Da, am participat la Blues Confusion, la edițiile de început. De fapt, am făcut parte chiar din echipa de organizare a Blues Confusion, pentru că eu în perioada 97-98 și începutul 99, pe lângă Ride On Band, am făcut parte și din proiectul Sir Blues. Am cântat împreună cu Fane, care nici el nu mai este, Dumnezeu să-l odihnească, și cu Vali. Și după ce s-a dus Fane, m-am ocupat de selecția pieselor care au apărut pe albumul Blues Confusion. Eu am ales numele Blues Confusion. Și am cântat, v-am spus, în edițiile de început am cântat. Acum s-au schimbat organizatorii, nu știu prin ce context a ajuns să organizeze altcineva acest festival. Nu e nimic rău în asta și acolo se aduc oameni foarte importanți din muzică și asta e bine, că festivalul merge mai departe.
Îmi pare doar rău că n-am mai fost invitat să cânt acolo. Poate pe viitor. Păi o să aveți ocazia să povestiți cu Bobby Stroie în seara aceasta. El se află la festival și vă dorim mult succes și multă baftă. Mulțumim foarte mult, mulțumim. Și Long Live Open Air Blues Festival, Brezoi. Open Air Blues Festival, Brezoi, Vâlcea 2017.